Mulțumesc! Cu bucurie aici în fața dumneavoastră, nu cu un verset, ci cu o rugăciune pe care mi-a împărtășit-o un bun prieten, părintele care stau mai mult de vorbă acasă și pe care o rostesc de fiecare dată când consider că am nevoie de sprijin în misiunea și în jurământul pe care l-am depus aici ca reprezentant al poporului român. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii tale în lumea tulburată de război și ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și lumina. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinți, ocrotire celor refugiați sau pribeci și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă dăruiește nevoința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri, care suferă din pricina lipsei de dragoste, dar și a războaielor. Cel ce ai spus, fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Învață-ne să căutăm dobândirea păcii, inimii și a păcii între oameni, dar și între popoare. Deoarece în inima în care se află pacea nu mai e vrajbă, iubirea de stăpânire sau frica, ci iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie rugăm ție, Dumnezeul nostru, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute ție, mulțumindu-ți pentru iubirea ta de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.